La Colegiul Tehnic Alexandru Domșa din Alba Iulia a fost inaugurată astăzi Școala Profesională Germană, proiect al Consiliului Județean Alba în parteneriat cu firme importante din județ care vor să-și asigure în viitor o forță de muncă bine calificată. În prima promoție a acestei forme de învățământ s-au înscris peste 50 de elevi din diferite zone ale județului nostru. Elevii înscriși la Școala Profesională Germană au făcut cunoștință cu modernele săli de clasă și cu noi dascăli în prezența numeroase oficialități din județ, de la nivel central și de peste hotare. Nu au lipsit de la inaugurarea școlii reprezentanții firmelor care investesc în acest sistem de învățământ. La eveniment au fost prezenți Stelian Fedor ca secretar de stat în Ministerul Educației, președintele Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel, viceprimarul Alba Iulian Dorin Șerdean, inspectorul general Dorin Sandea, oficialități ale Ministerului Culturii și Educației din Landul German Baden-Württemberg și al Academiei de Stat Esslinger din Germania. Anul trecut, în septembrie, am inaugurat Școala Profesională Germană din Brașov. Ei sunt acum în al doilea an. Pe 16 septembrie în acest an am fost la Brașov, unde cei care au terminat primul an de școală profesională sunt foarte mulțumiți, foarte încântați și abia își doresc să își ocupe viitorul loc de muncă. Această acțiune de a reînființa școlile profesionale este foarte importantă pentru a reda societății clasa de mijloc, pentru a avea din nou meseriași bine pregătiți pe baza ultimelor tehnologii. Bursa din partea Guvernului României este de 200 de lei, iar suplimentul de bursă va fi acordat de către agentul economic după reguli proprii. Să fiți mândri că sunteți selectați și faceți parte în această școală. Nu putem spune că nu va fi un succes, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat la Brașov și în alte localități din țară, unde agenții economici, cu preponderență cei germani, au avut această inițiativă, având și experiența sistemului dual. Agenții economici au realizat că au nevoie de această forță de muncă bine pregătită, Ministerul Educației de asemenea. Acesta este și motivul pentru care legislația va fi adaptată, astfel încât să vină în sprijinul agenților economici, pentru a împiedica toate barierile birocratice sau normative care nu mai corespund realității. Președintele Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel a subliniat importanța școlii profesionale de acest tip, care, spre deosebire de alte instituții de învățământ mediu sau superior, asigură un loc de muncă absolvenților. Este un moment pe care ne-l dorim de foarte mulți ani. Din păcate, n-a fost posibil până acum. Din păcate, învățământul românesc ne dă rebuturi. Din fericire, sunteți primii care veți termina o școală și veți ști că veți putea fi angajați. Sunt mulți tineri în județul Alba cu una, două, trei, cinci, zece diplome de facultate și nu au loc de muncă. Părinții au făcut un gest responsabil față de voi, copiii, pentru că la momentul când terminați școala, dumneavoastră nu mergeți cu dosarul de șomaj, mergeți cu dosarul de angajare și aveți șansa să lucrați la unele cele mai mari firme și nume din lumea mondială a afacerilor. Și acest lucru trebuie să vă determine să vă ocupați, să vă pregătiți așa cum se cuvine pentru a putea să lucrați la astfel de firme. Dezvoltarea economică a județului și a țării nu se poate face dacă nu avem forță de muncă pregătită. Putem să le oferim orice și le oferim și le oferă și statul și administrația locală, județeană, la oamenii de afaceri, la investitorii mari și mici. Însă dacă nu le oferi mână de lucru calificată, n-au ce să caute aici, în județul Alba, și în felul ăsta șomajul crește. De aceea, ce se întâmplă astăzi aici la noi, este un lucru care ne bucură și vreau să vă spun că există dorințe și la Cugir, m-am întâlnit zilele trecute și cu administrația și cu oamenii de afaceri mai micuți din Cugir, și Sebeșul, și Blajul, și Câmpeniu, și în toate zonele județului se dorește să se facă școală profesională în care copiii, când termină școala, să poată să fie angajați. Diploma dumneavoastră o să aibă valoare mai mare decât 3 diplome de facultate, pentru că mulți își termină facultatea și nici măcar vânzători la magazin și nici măcar agenți de pază nu-și găsesc de lucru.
Însoțiți de părinți, elevii au pășit pragul școlii cu emoție, dar și cu satisfacție, întrucât marele avantaj al acestui tip de învățământ îl reprezintă faptul că, pe lângă deprinderea unei meserii, atestată printr-o diplomă recunoscută internațional și asigurarea după absolvirea unui loc de muncă, elevii vor beneficia pe întreg parcursul școlii de o bursă de stat, dar și de o bursă acordată de firmele implicate în acest proiect, stimulate, ce însumează lunar 400 de lei. Elevii conștientizează acest lucru și sunt dornici să învețe o meserie. De unde ești? Oardă de sus. De unde ești? Ce așa. Aveți această școală? Păi pentru o meserie, pentru un viitor mai bun. Au avut și părinți o influență? Da, și taică-mea a fost modelier turnător. A, și urmez generații, da, exact. De unde ești? Din Vârpăr. Și de ce ai ales școala asta? Aici ne-a plăcut să ajung. Poate și părinții te ajută. Da. Nu, pentru că e un viitor sigur, nu? Da. Faci o școală profesională și mai apoi ai un loc de muncă. Da. De unde ești? De la Casa de Copii din Vinga. Și de ce ai ales școala asta? Ca să învăț ceva, să fiu ceva în viață, să pot să fac o meserie. Ești fericit că te-ai selectat aici? Da. Și ce visezi de perspectivă în viitorul tău? Să ajung un meseriaș mai bun, să nu fiu ca ceilalți. De unde ești? Din Bărăbanț. Din Bărăbanț și ce are școala asta? Păi, îmi place, nu, e totul ok aici, poate reușim să ne angajăm, să fie mai bine, să ne descurcăm. Dar o să te obișnuiești, pentru că, în general, meserile sunt mai pentru băieți, fetele? Dar nu contează, dar să te descurci, să lucrezi, nu e nicio problemă. Poate ne reușim ceva în viață să fie bine. Proiectul inițiat de Consiliul Județean Alba se derulează în parteneriat cu companiile Star Transmission, Bosch, Rexroth, Supremia, Saturn, IPEC, Apulum și Transavia.